Organizația județeană PUSL din Galați a organizat în această perioadă mai multe evenimente dedicate în exclusivitate doamnelor și domnișoarelor. Una dintre cele mai apreciate surprize a fost pe scena Teatrului Muzical Nae Leonard, unde a avut loc spectacolul numit Serata Muzicală Umanistă. Artistul Marius Ciprian Pop a fost invitatul serii. Social-umaniștii din Galați au organizat un eveniment dedicat femeilor. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au gândit să facă acest regal pentru toate doamnele și domnișoare, nu numai din România, ci de pretutindeni. Pentru că nu duc o viață foarte bună oriunde s-ar afla el. Și-au lăsat copiii acasă, și-au lăsat părinții acasă, au greutăți, au probleme și am simțit nevoia noi, umaniștii, să le dăm acest cadou. Extraordinar ne-am simțit, o baie de cultură și credință, așa înaintea Sfântului Post al Paștelui. Cred că a fost mai mult decât binevenit, alături de cel care este coordonatorul Departamentului de Credință, Cultură și Onoare, Marius Ciprian Pop. Am urcat pe scenă cu gândul de a transmite împreună cu colegii mei de aici, de la Galați, și împreună cu Marius Ciprian Pop, cu artistul și etnologul Marius Ciprian Pop, un mesaj de demnitate, onoare și curaj pentru toți românii, în așa fel încât în acest an 2024 România să fie mult mai puternică datorită gândurilor și datorită încrederii pe care o vor avea românii în ei și în forțele lor. Invitatul serii a fost Marius Ciprian Pop, cântăreț, teolog și coordonatorul Departamentului de Credință, Cultură și Onoare al partidului. Eu n-am fost neapărat un cadou. Mulțumesc mult că m-au considerat așa oamenii care m-au invitat aici, și asta prin prisma faptului că sufletul dumnealor este frumos, zice că omul bun vede totul bine. Au văzut binele și în mine, dar de fapt binele pe care l-au văzut n-a fost altceva decât o reflexie venită de la divinitate, pentru că noi oamenii nu suntem altceva decât oglinzi. Nu suntem noi lumina, noi suntem oglinzi. A fost foarte frumos, ne-a plăcut. A fost foarte frumos. Da, un cadou foarte frumos. Nu avem cuvinte de mulțumire. Excelent! Foarte frumos! A fost un spectacol cu adevărat regal. Două flori, două surori, două...